domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală am ajuns în comuna Schela pentru a realiza un interviu cu domnul primar, domnul Aristide Șerbănescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit! Domnule primar, spuneți-ne cu ce fel de probleme vă confruntați acum în această perioadă? Ca toate localitățile din țară și noi ne confruntăm, dar... Am înțeles că ar fi vorba de niște alunecări de teren în două sate aici la dumneavoastră. Despre ce este vorba mai exact? E vorba de un drum sătesc în satul Schela, care alunecare care a izolat 10 familii, dar nu e vorba numai de cele 10 familii, pentru că drumul respectiv făcea legătura între marea majoritate a proprietăților din satul Schela, legătura cu Horezul, Curpenul. Alunecările s-au produs încă din anul 2014, în luna mai, când au fost acele ploi abundente. Am sesizat comisia ISU, s-a deplasat comisia la fața locului, s-a constatat alunecarea. La nivel de județ s-a dat o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și speram ca să se promoveze o hotărâre de guvern pentru alocarea de fonduri. Ori această hotărâre nu s-a mai promovat, fapt care a dus ca în acest an, din bugetul local, să alocăm sumele necesare refacerii corpului drumului. Sunt costisitoare aceste sume investite? Da, ne duc. Deci devizul general, proiectare, studii geo, execuție, se ridică la vreo 1.400.000. Deci, nu, pardon, 140.000. Acești bani din bugetul local al primăriei Schela? Da, din bugetul local. Am studiat și eu proiectul. O să rog dirigintele de șantier și proiectantul să renunțăm la câteva operațiuni care le găsesc de prin sus. Adică, după refacerea corpului drumului, proiectantul mi-a prevăzut niște plantări de puiet, arboret, ori cred că nu sunt necesare aceste lucrări. Aceste lucrări se ridică cam la 23.000 de euro. Sper să mai reduc din costul lucrurilor. Asta vom vedea după licitare. Dar aveți un termen stabilit pentru demararea acestor lucrări, pentru a remedia această problemă cu alunecările de teren? Da, noi de anul trecut tot încercăm să refacem corpul drumului. Vă pot spune că de două ori, din mai anul trecut până în toamna lui 2014, am refăcut pe forțe proprii, fără bani, corpul drumului. Dar nefiind consolidat cu micropilot sau gabioane, alunecarea a evoluat. De două ori am făcut lucrarea și s-a prăbușit din nou. Acum intenționăm ca de la întâi constructorul să atace lucrarea. Pentru acest an a fost stabilit și bugetul. Sunteți mulțumit de această sumă? Ce fel de lucrări se vor realiza din acest buget? Sincer să fiu, m-ar bate Dumnezeu, e mulțumitor. Și dacă se va respecta hotărârea luată de Ministerul Finanțelor, ca fiecare unitate administrativ teritorială la nivelul comunelor, cea mai mică să primească 1.500 de lei, plus veniturile proprii, sunt mulțumitoare. Păi este mai mare, mai mică față de anul trecut? Mai mare. De exemplu, din calculele noastre cu Comisia Economică a Consiliului Local, cu Serviciul Contabilitate, în anul 2015 o să avem cel puțin 800.000 de lei pentru investiții. Ce presupun aceste investiții? Despre ce este vorba mai exact? Aceste investiții
presupun în primul rând refacerea corpului drumului de care am vorbit și o a doua investiție absolut necesară care vine tot din 2014, tot în urma alunecărilor de teren, e platforma de înmagazinare a apei potabile pentru satele Gornăcelu și Sâmbătit. Sunt probleme în acest moment? Da, s-au produs și acolo alunecări. Au fost afectate două bazine de porțiv de 80 de metri cubi, bazine pe care le-am oprit, nu mai înmagazinăm, mergem cu două bazine. Proiectul tehnic este executat și acolo. Acolo devizul general se ridică la aproape 300 de mii de lei cu proiectare cu toți. Am alocat banii și pentru această investiție. A rămas doar să convingem constructorul că nu putem să-i dăm banii decât în trimestrul 3. În trimestrul 2 o să putem să-i dăm cam o treime din bani, diferența fiind repartizată în trimestrul 3, adică după 1 iulie. Sper să găsim înțelegere la constructor, pentru că acolo investiția în procurarea de materiale e mai mică. Respectiv, proiectul prevede niște drenuri cu tub riflat, pe lungime mare, adevărat, dar presupune cheltuieli mai mici cu aprovizionarea materialului. Sper să-l convingem să se apuce de lucrare în cel mai scurt timp, urmând ca plata să o facem în trimestrul 2 și 3. În rest, mai avem un drum în continuare, pentru care avem proiectul tehnic, respectiv asfaltarea a 500 de metri în satul Schela. E o lucrare în continuare. Acest proiect este prevăzut de anul trecut, adică se va finaliza anul acesta. Da, anul trecut am avut proiectul. Mai aveți proiecte începute de anul trecut și... A fost proiectul numai pe un sector de drum. În toamna acestui an, pentru că finanțele nu ne lasă să începem o lucrare, să scoatem o licitație, o lucrare de o valoare oarecare, dacă nu avem toți bani. Ori noi am făcut un proiect pe un tronson de drum pentru care am avut bani, iar în toamna lui 2014 am făcut în continuare proiect pe restul de drum rămas neasfaltat, 500 de metri. Proiecte pe fonduri europene ați reușit să obțineți? Pe fonduri europene nu avem. Am avut cu ani în urmă. În schimb, pe o hotărâre de guvern 28, aprobată, semnat contractele încă de anul trecut cu Ministerul Dezvoltării pentru 5,3 km în singurul sat care nu are niciun metru de asfalt, respectiv Gornăcelu. În 2014 ne-a fost repartizată suma de 80.000 de lei de la Ministerul Dezvoltării, bani cu care am plătit documentația tehnică, respectiv studiul geo și proiectul tehnic. Lucrarea e scoasă, e dată în seap pentru licitație, e o valoare destul de mare, respectiv devizul general elaborat de proiectant se ridică la 5.200.000, 52 de miliarde de lei. După licitație sper să ajungă pe la 4 milioane și jumătate toată lucrarea. La această lucrare noi avem o contribuție de 8%. În acest sens, pentru anul 2015, din bugetul local, am alocat suma de 137.000 de lei ca și contribuția Consiliului Local. În schimb, din datele care le-am obținut chiar ieri, de la Ministerul Dezvoltării, în primă fază, vom primi doar 23.000.
Ori dacă se va merge... Sunt suficienți? Nu sunt suficienți. Nici vorbă, pentru că un kilometru de drum cu rigole, cu... ajunge, deci dacă va ajunge la 46 de miliarde vechi, 5,3 km, aia presupune un preț cam de 8 miliarde și per kilometru. Contribuția mea, repet, va ajunge pe la 4-500 de mii după licitație. Dar întreaga lucrare, construcții, montaj, cu toate cheltuielile de aferente câte vreau, va ajunge la 46-45 de miliarde de lei după licitație. Ori dacă în ritmul ăsta nu se alocă banii, va însemna că va dura lucrarea 30 și ceva de ani. Ori... nu știu. Deci dacă nu aveți banii suficienți de la început, nu veți începe aceste lucrări? Nu. Eu voi ataca. Suma totală nu deci, aveți... Nu, nici da. Vorbă. N-avem nici 10% din valoarea lucrurilor. Doar cine ne-a fost decontat anul trecut, repet, 80.000 de lei, am alocat din bugetul local 137.000 de lei și din datele pe care chiar ieri le-am obținut, vom primi în cursul anului 2015 suma de 23.000, 230 de milioane de lei. Cu ce am eu și cu la... Tot nu ajung acești bani. Da. Dar eu, lucrarea, repet, e dată în seap, sper că în 3 săptămâni de zile să se definitiveze licitația, să știm cine e constructorul și vom ataca. Voi face oficial hârtie că dispune de suma de 160.000 să facă lucrări numai de valoarea acestor bani. Dacă domnia sa, care va fi constructor, va dispune de surse financiare să facă în avans lucrări pe care să le decontăm. Promisiuni sunt că va mai fi alocată o sumă de bani prin luna iulie și dacă constructorul consideră că va mai face lucrări în plus și le decontăm după 1 iulie sau la începutul anului 2016, cum accepta. Dar eu îi voi comunica pentru că sunt stampățitul, am avut pe 577 un program la care am plătit 330 de milioane de penalități pentru nerespectarea contractului. Constructorul mi-a făcut lucrări în avans, mi-a depus situația de lucrări, l-am trimis la minister, ministerul nu ne-a dat bani. M-au dat în judecată și mi-au obținut penalități, 330. Spuneți-ne mai departe, este posibilă și prezența unor investitori străini la dumneavoastră aici în comună? Despre ce fel de investiții ar fi vorba, că ar fi nevoie aici? Domnișoară, e primul lucru pe care trebuie să-l facem, pentru că altfel localitatea moare. Comuna Schela, din punct de vedere economic, a fost o comună puternică, pentru că era sectorul minier Schela, singur din țară care mai exploata antracit, cărbune antracit, cărbunele cu cea mai mare putere ca lor. Ori, odată cu închiderea minei, s-a închis o mină atunci deschisă, cornul feței, îi spune, mina la care se bătuseră cele trei puciuri de personal, aeraj și materiale. Doar trebuia să înceapă exploatarea. Acolo e o rezervă de 3 milioane de tone de antracit. Am făcut toate demersurile să redeschidem această mină. Am avut mina de argilă refractară, care a aproviziționat Unirea cu teracotă. Fabrica de cărămidă. S-a închis. Uzinele Sadu aproape închise. Deci, economic,
nu mai avem nimic. Toți tinerii au plecat. Și din această cauză nu mai aveți încredere în prezența unor investitori străini, să spunem? Nu mai vedeți noastră și legislația noastră și mai ales după ce vedem acum pe la televizor cu banii ăștia, cu spăgile astea, cât se cere, cât se face. Am mizat foarte mult pe acel parc eolian care urma să se deschidă în pasul Vulcan. După... Am mai continuat discuțiile cu această firmă germană? Da, am continuat, am purtat discuții și țin legătura mereu cu avocatul dumnealor care deloc e din Timișoara. Încă așteaptă o legislație mai favorabilă lor, pentru că e vorba de certificatele verzi, nu le mai convine. Cu adevăr, lucrarea e și pretențioasă și greu de amplasat în vârf de munte la 1780 de metri cu 60 de turbine eoliene. Ori dacă se realiza, dacă se va realiza acest parc eolian, atunci comuna iese din foame. Iese din foame. Vom avea bani la bugetul local, vor fi și locuri de muncă. Se vor crea și locuri de muncă. Vor este o lipsă a locurilor de muncă și aici la dumneavoastră. Ca peste toți. Nu mai jur aici, dacă am numărat într-o zi vreo 21 de persoane, 21 de persoane sunt plecate. Italia, Franța, Spania, plus care mai pleacă sezonier cu de 2-3 luni prin Germania. N-au avut ce trăi. Pentru că un mare dezavantaj al satului Sâmbătin e și faptul că s-a demarat această investiție pe Jiu, care trebuia să fie cel mai mare lac de acumulare pe râurile interne. Se întindea până la un defileu la Vișma. A fost abandonată și sunt convins că nu se va mai face niciodată. Ori nouă ne-a expropriat ce era puterea economică, lunca Jiului, toate expropriat. Maidanul, peisa Selenar, ori fiecare avea câte o văcuță, două. Acum nu mai. N-am acum oamenii se mai ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, mai e singură. Și marele noroc a fost pentru că marea majoritate sunt pensionari de la uzinele mecanice Sadu, pentru că aici patru autobuze treceau zilnic care duceau muncitori la noi. Nu era familie să mai aibă unul, doi angajați în uzinele în sat. Ori acum mai sunt vreo 7-8 în toată comuna care lucrează la sat. Minaschela s-a închis, Refractara s-a închis. Am avut o întreprindere de prospecțiuni geologice care au lucrat 40 de ani pe toți munții și au făcut foraje pentru descoperirea de resurse minerale. S-au închis. Deci, pensionari și bătrâni care nici nu mai pot să țină. Dacă mai are o văcuță, un curcel acolo, în rest... Sunt persoane înscrise și la ajutorul social, aici la dumneavoastră. Da. Desfășoară muncă în folosul comunității? Da, sunt puține, sunt 10 persoane care sunt, din care apte de muncă numai 6, 4 sunt căzut. Dar să știți, sunt multe persoane care s-ar încadra la ajutor social și de care mie îmi pare rău. Și am rugat, și am spus, vină, uite ce dumneavoastră, și vă o cerere. Nu, au mântuit. Nu vă. Da. Spuneți-ne mai departe de ce ați stabilit și bugetul. În primăvară urmează noi lucrări, care ar fi acestea? Deci, în primăvară, care ar fi prioritățile? Primul lucru este refacerea corpului de drum în satul Chilalon, care concomitent cu refacerea platformei, consolidarea platformei de înmagazinare a apei pentru satul de Sâmbătin. Domnule primar, câteva afirmații în plus că ne aflăm la sfârșitul emisiunii. Spuneți-ne care sunt dorințele dumneavoastră cele mai mari pentru ca această comună să fie adusă la suprafață, să spunem așa. Am înțeles că vă doriți foarte mult prezența unor investitori străini. Obligatoriu, pentru că fără bani nu se poate.
ori ca să stăm cu mâna întinsă numai la bugetul de stat, nu se poate. Nu se poate. E o cerceală. Supraviețuim de azi pe mâine. Încercăm să redeschidem Minaschela și, repet, păcat de cele 18.000 de hectare care stau degeaba. Să aducem, să facem ceva. Aveți foarte multe hectare de pădure. Da. Acum nu vă ascund, chiar miercuri o delegație de la Consiliul Județean Gorj și Consiliul Județean Mehedinți ne deplasăm la Târgul Internațional de Turism de la Berlin. Împreună cu directorul Natura 2000 care e în zonă, cu planșe fotografice, cu dischete care vor arăta de ce dispune zona nordul Gorjului. Și care ar fi aceste obiectele principale? Dacă vă pune la dispoziție, pentru că ajung o clădire aici, e un centru de monitorizare Natura 2000. Toată pădurea e plină de camere de filmat. Cu zi cu noapte, dacă vedeți pe camera ăla ce e în munții ăștia, s-a stopat într-adevăr și braconajul. Se bracona masiv. Nu se mai braconează de când s-a început monitorizarea. Rămâneți uimite. Eu nu știam că pe munții ăștia există așa ceva. Atâția uși, atâția râși, atâția căprioare, atâția porci mistreți. O groază, dacă vedeți. Și chiar v-aș recomanda să luați legătura cu domnul Găteș, care e director pe Natura 2000, să pună la dispoziție un studiu de la RUM cu toată zona asta o are monitorizat. Deci a fost o investiție importantă, da, această, da, realizare, da, să spunem. Da, da, da. Domnule primar, vă mulțumim pentru toate aceste informații oferite și sper, vă dorim mult spor în realizarea tuturor obiectivelor propuse. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm de la noi atunci când vom reuși să facem ceva bun pentru comunitate. Sigur vom veni. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. După cum ați văzut, am realizat un interviu cu primarul comunei Schela. Eu sunt Andreea Varagea și vă mulțumesc pentru atenție.